Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Sofia Obadă și vă prezint principalul jurnal al zilei. Ne puteți urmări și pe site-urile jurnal.md, jurnaltv.md și pe canalul nostru de YouTube. Să vedem titlurile ediției. Prima tentativă de investire a unui nou guvern a eșuat astăzi. PSRM, Short, traseiștii și independentul Alexandru Oleinic și-au declarat sprijinul pentru candidatul anunțat de socialistul Dodon, Mariana Durleșteanu. Nu se știe însă dacă aceasta va fi desemnată de Maia Sandu. Au înaintat candidat pentru funcția de premier și deputații din platforma DA. Este vorba de Andrei Năstase. Prin gestul lor, aceștia spun că vor preveni instalarea unui guvern format de Dodon, Șor și Plahotniuc. Maia Sandu a convocat în această seară fracțiunile parlamentare pentru consultări înainte de desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Un reporter Jurnal TV se află la președinție și va veni cu detalii în jurnal. Igor Dodon a zburat astăzi la Moscova, însoțit de bodyguard și de întreaga familie. Deși susține că deplasarea are scop personal, aceasta a fost aranjată de ambasada Rusiei din Chișinău. Tenismanul moldovean Radu Albot își continuă ascensiunea la Australian Open. Acesta a ajuns în turul 3 al primului turneu de mare șlem al anului. Detalii în jurnal. Și-au oficializat în sfârșit relația. O nouă majoritate parlamentară a fost formalizată astăzi în Parlament. Este vorba de deputații PSRM, Platforma Parlamentară pentru Moldova, Partidul Șor, neafiliații Vladimir Andronache și Eugeniu Nichiforciuc, precum și independentul Alexandru Oleinic. Coaliția este formată din 54 de deputați. Detalii ne oferă Dumitru Carcaleu. Bună seara, Dumitru! Bună seara! Noua majoritate a venit și cu un candidat pentru funcția de prim-ministru. Este vorba de Mariana Durleșteanu. Anunțul a fost făcut de către liderul PSRM, Igor Dodon. La scurt timp, deputații Platformei pentru Moldova au declarat că vor susține candidatul propus de liderul socialiștilor. Celelalte fracțiuni au reacționat și ele. Unele au spus ferm că nu vor susține candidatul propus de socialiști, iar celelalte ne-au declarat că au nevoie de timp pentru a face niște dezbateri în cadrul echipei pentru a lua o decizie finală. Într-o discuție cu Jurnal TV, Mariana Durleșteanu s-a desolidarizat de deputații Partidului Șor. Declarăm despre constituirea majorității parlamentare de către subsemnații prezentei declarații, deputați ai Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a 10-a, pentru susținerea candidaturii doamnei Mariana Durleșteanu pentru funcția de prim-ministru. Mariana Durleșteanu este ex-ministru al finanțelor în guvernul comunist, fost senior bancher la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și fost ambasador al Republicii Moldova în Marea Britanie. Până în 2016, ea a fost membru al Consiliului de Administrație al Moldincom Bank, despre care s-a scris că era controlată de controversatul om de afaceri Veceslav Platon. Anunțul despre înaintarea Marianei Durleșteanu pentru funcția de premier a fost făcut astăzi dimineață de către liderul PSRM Igor Dodon, după care acesta a plecat imediat la Moscova. Numele candidatului la funcția de prim-ministru pe care îl înaintăm oficial astăzi este doamna Mariana Durleșteanu. Asta deși, cu câteva ore înainte de a fi anunțată majoritatea parlamentară, deputatul Partidului Șor, Denis Ulanov, spunea că nu există nicio coaliție. Guvernul este совсем не формирование большинства. Об этом много раз уже говорилось. Нет никакой коалиции. Есть ситуативное понимание ситуации в стране. Ulterior a repetat același lucru. Повторюсь еще раз. Коалиции платформы Пентру Молдова создает ситуативный на пленарном заседании для голосования за те проекты, которые в интересах страны. Новость по поводу этого кандидата была такой же для нас новостью, как и для страны. И вы так быстро решили в течение полчаса, что будете ее поддерживать? Потому что мы кандидатуру Марии Дурлештяну достаточно хорошо знаем с точки зрения ее пребывание во властных структурах в предыдущее время. У кого не было вопросов? Из членов платформы ни у кого не было вопросов? Давайте скажем так, что вопросы, связанные с принятием решений внутри фракции, остаются внутри фракции. La scurt timp, Partidul Șor, dar și Platforma Parlamentară pentru Moldova au anunțat că vor susține candidatura Marianei Durleșteanu. Partidul Șor și Platforma Parlamentară pentru Moldova sunt gata să semneze în favoare desemnării Marianei Durleșteanu în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru. Decizia finală va fi luată după ce va anunța componența cabinetului său și programul de guvernare. Și celelalte fracțiuni au venit cu reacții. O să votați sau nu această candidatură?
Este prematur să vorbim despre acest lucru, pentru că, în primul rând, această candidatură există atunci când este semnat decretul președintelui țării. Până atunci, există doar o dorință a cuiva ca să fie înaintat la funcția de candidat sau la funcția de prim-ministru. Acum, iarăși pe ascuns, iarăși în timp ce ședința Parlamentului are loc, ieri seara, nocturn, au continuat să reclădească vechea lor grupare criminală organizată, politică. Ei se tem și în grabă plămădesc acum, adună semnături, încearcă să împacheteze acest produs puturos, scuzați-mi terminul, într-un ambalaj vandabil. Dar mirosul de corupție, de trădare, de scheme, transpiră din acest ambalaj. A apărut Alianța Tradițională Nocturnă, încropită data asta cu susținerea crolicilor, în sensul celor indicați în raportul Crow. În câteva zile putem ajunge la un blocaj juridic. Eu personal consider că doamna Durleșteanu nu este un rău candidat. Dar sigur că, dacă va fi desemnată la funcția de prim-ministru, în echipă vom avea discuții, poate vom avea și inclusiv întâlniri cu doamna Durleșteanu și ulterior întreaga echipă se va expune. Contactată pentru un comentariu, Mariana Durleșteanu susține că a acceptat această propunere după ce a fost abordată de mai multe partide. Această propunere a venit într-adevăr de la deschisă la doamna președinte. A Parlamentului? Eu am acceptat, da, și partidelor, de fapt. Nu doar partidul PSRM, cum s-a comentat. V-au abordat cine? Eu nu. Acum nu e cazul, cred că să dau nume. Printre susținători am văzut că sunt și cei de la Partidul Șor. Vreau să înțeleg relația dumneavoastră cu exponenții acestui partid. Nu am nicio relație. Nu-i cunosc pe niciunul personal. Nu am niciun contact cu ei. Eu speram că totuși ei nu vor vota, deci pentru că chiar, nu știu, cumva chimia probabil cu ideologiile mele este un pic mai diferită. Nu aveam aceeași chimie, dar eu nu am știut că ei au semnat. Un interviu mai amplu cu Mariana Durleșteanu urmăriți astăzi în cadrul emisiunii Cabinetul din Umbră, începând cu ora 20. De dimineață, până la anunțul privind oficializarea coaliției PSRM Șor și până la înaintarea candidaturii Marianei Durleșteanu, Natalia Gavrilița, prim-ministrul înaintat de către președintele Maia Sandu, a venit împreună cu echipa în plenul Parlamentului ca să ceară votul de încredere de la deputați pentru cabinetul său de miniștri. După aproape 5 ore de dezbateri, cabinetul de miniștri în frunte cu Natalia Gavrilița a fost respins în unanimitate. Ei au acumulat 0 voturi. De altfel, Natalia Gavrilița a anunțat din start că nu are nevoie să fie investită în funcția de prim-ministru și că doar îndeplinește o procedură constituțională. Chiar și așa, întrebările au curs gârlă, iar dezbaterele s-au transformat în scandal. Supun votului cine este pentru acordarea votului de încredere guvernului desemnat de către doamna președinte, guvernului Natalia Gavriliță, vă rog să votați. Stimați colegi, de fapt, nu știu, să mai întreb numărătorii, eu în sală n-am văzut nicio mână ridicată. 0 voturi. Doamna candidat, felicitări. Ceea ce ați solicitat, noi v-am îndeplinit solicitarea dumneavoastră. Felicitări. Mulțumim. Până la procedura de vot, Natalia Gavrilița și-a prezentat programul de guvernare, iar apoi, împreună cu miniștrii desemnați, a fost luată la întrebări. Acești pereți au văzut josnicie umană de cea mai joasă speță. Au văzut cum Moldova a fost trădată, vândută și îngenunchiată, pentru ca un grup mic de profitori să-și construiască palate și să cumpere membrilor familiilor automobile de lux. În loc să voteze legi bune pentru oameni, Parlamentul a devenit sursă de îmbogățire pentru foarte puțini. Avem un Parlament cu deputați care au schimbat de 3 ori partidul
și de fiecare dată au rămas la treuca puterii. Doamna candidat, o secundă. Oricum, noi suntem în plenul Parlamentului. Vă rog să nu turnați cu găleata. Aici toți sunt oameni care sunt deputați aleși de către cetățeni. Vă rog să onorați acest Parlament. Sunteți candidat și vă rog foarte mult să prezentați programul. De unde știți, poate deputații în cauză vor să vă voteze? Spuneți-vă rog, ce veți face, ținând cont de faptul că mulți cetățeni nici nu ajung măcar la această vârstă de pensionare? Veți majora înapoi vârsta de pensionare, așa cum o cer unele organizații internaționale? Sau veți păstra legea așa cum o vor majoritatea cetățenilor? Da, mulțumesc, vă rog. Domnule Țârdea, avem sute de mii de pensionari care primesc o pensie mizeră de 1144 de lei după ce dumneavoastră le-ați indexat-o cu 1,07 lei sau era un procent 0,7, nu mi-amintesc. Dar era o sumă mizeră. De aceea noi propunem, în primul rând, ca pensionarii să aibă o pensie demnă. Eu vreau să vă amintesc că nu a fost indexare de 1%, așa cum mințiți atât de obraznic, dar a fost de 6% minimum, plus 1600 de lei plătite pe an, sunt 15% indexare, așa cum o spune domnul economist Vladimir Golobotiuc, președintele Comisiei Buget-Finanțe. Domnule Țârde, atunci când am mers din ușă în ușă în campanie prezidențială la bătrânele care au rămas în sat, să știți că ele știu foarte bine să calculeze cu cât le-a crescut pensia în octombrie 2020 și cred că și dumneavoastră ați văzut că calculele care sunt o butaforie și un miraj pe oameni nu-i ajută. Programul prezentat deputaților, nu că un paragraf separat despre lupta și reîntoarcerea banilor furați din sistemul bancar, dumneavoastră nu aveți o frază despre sistemul bancar și furtul miliardului care a avut loc inclusiv la guvernarea dumneavoastră, echipii dumneavoastră. Îmi pare rău că nu ați citit programul de guvernare la care am lucrat foarte serios și pe care l-am citit cuvânt cu cuvânt în cuvântarea mea. Într-al treilea rând, vă spun paginile 2-9. Vă rog să vă uitați, exact am citit acele puncte din acest program. Să știți că noi vom crea instituțiile de justiție care vor pedepsi nu doar pe cei care au furat miliardul, dar pe cei care continuă să fure miliarde acum. Eu vreau ca dumneavoastră să-mi spuneți care vor fi acțiunile dumneavoastră în această luptă cu marea corupție și cu cei care se află aici, care își vând și dragostea pentru o bucată de pământ, ca în romanul Ion al lui Rebreanu. Mersi. Ne propunem să resetăm în primul rând sistemul organelor anticorupție prin 1. Instituirea, reformarea Procuraturii Anticorupției, astfel încât aceasta să devină un veritabil DNA și după modelul DNA-ului, prin angajarea unor procurori integri, acordarea instrumentariului total pentru lupta anticorupției și acordarea competențelor de a lupta exclusiv cu marea corupție. Când vorbesc de marea corupție, mă refer la deputați, la miniștri, la prim-ministri, la președinți și la foști președinți de țară. Știți, când îți dă niște lecții un dvoieșnic, atunci problema probabil că a fost în profesorii care l-au învățat pe acest dvoieșnic. Nu știu cine e dvoieșnic. Eu, care n-am avut nicio restanță în viața mea, și unul care de 7 ori a încercat să țină examenul la avocatură. De 7 ori! După dezbaterile parlamentare și până la votul de respingere a guvernului Gavrilița, președintele grupului Pro-Moldova Adrian Candu a cerut o pauză de jumătate de oră. La expirarea acesteia, deputatul PSRM Vlad Bătrânci a cerut o nouă pauză de jumătate de oră. Abia după aceasta, deputații au respins unanim cabinetul de miniștri condus de Natalia Gavrilița. Membrii platformei Demnitate și Adevăr spun că e de datoria tuturor să prevină instalarea unui guvern format de Dodon, Șor, Plahotniuc și vin cu o alternativă. Partidul îl propune pe Andrei Năstase în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru și susține că este dispus să-și asume guvernarea până la organizarea alegerilor parlamentare anticipate și garantează o administrare eficientă a țării. Demersul nostru este să realizăm construcția unui guvern minoritar anticriză, de profil pro-european. Prioritățile imediate ale Republicii Moldova și ale guvernului asumat de noi sunt stoparea crizei pandemice,
echilibrarea economiei și desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate, libere, corecte. E de datoria noastră a tuturor să prevenim atât instalarea unui guvern format de Dodon, Șor, Plahotniu, cât și a unui blocaj constituțional. Imediat după ce deputații PSRM Șor și-au formalizat relația și au propus împreună candidatura Marianei Durleșteanu pentru funcția de prim-ministru, Maia Sandu a convocat fracțiunile pentru consultări în clădirea președinției. Care au fost concluziile și ce anunț a făcut Maia Sandu, ne spune Iulia Sarivan. Bună seara, Iulia! Bună seara, Sofia! Bună seara, doamnelor și domnilor! După aproape o oră, timp în care Maia Sandu a avut discuții cu fracțiunile parlamentare, aceasta a ieșit într-un briefing de presă și a anunțat că o înaintează repetat pe Natalia Gavriliță la funcția de premier. Astfel, aceasta trebuie să meargă încă o dată în Parlament, unde să-și înainteze candidatura, să-și prezinte programul, dar și membrii cabinetului de miniștri, iar ulterior deputații vor trebui să decidă dacă o votează sau nu. Deși potrivit Constituției, șeful statului este obligat să înainteze candidatul care este susținut de o majoritate parlamentară. În cazul nostru este Mariana Durleșteanu. Maia Sandu a explicat de ce nu a înaintat-o pe aceasta la funcția de premier. Aceasta consideră că printre cele 54 de semnături există deputați care nu au votat benevol, iar alții ar fi implicați în scheme de corupție. Am vorbit și cu deputații care au fost astăzi la întâlnire cu Maia Sandu. Cei de la PAS au declarat repetat că nu vor vota niciun candidat la funcția de premier. Cei de la Platforma DA consideră că anume Andrei Năstase este potrivit pentru această funcție, pentru că el ar putea să scoată țara din mâinile coaliției PSRM Șor, a menționat Alexandru Slusar. Iar deputații Pro-Moldova consideră că nu au luat încă o decizie, de fapt, referitor la acest subiect, pentru că ei nu au văzut care este programul Marianei Durleșteanu, iar abia după aceasta vor discuta în cadrul partidului. Cei de la PSRM, dar și cei de la Pentru Moldova, din care fac parte deputații partidului Șor, o vor susține pe Mariana Durleșteanu la funcția de premier. Spre seară, pe adresa președinției, a venit o scrisoare cu o propunere la funcția de candidat la funcția de prim-ministru, semnată de 54 de deputați. În această listă am descoperit semnături ale persoanelor în raport cu care există dubii că și-ar fi exprimat voința în mod liber. Și aici vorbesc despre persoane care au fost supuse actului răpirii, care au fost ținute ostatici, de asemenea persoane care au fost implicate în furtul miliardului și deputați care au schimbat mai multe partide politice și mai multe grupuri parlamentare și pe cazul unora dintre aceste acte de traseism politic, există suspiciuni rezonabile de corupție și de presiune externă. În aceste condiții, am decis înaintarea la funcția de candidat pentru funcția de prim-ministru a doamnei Natalia Gavriliță. I-am solicitat doamnei Gavriliță să creeze echipa, să pregătească programul și să le prezinte Parlamentului. După ce a făcut anunțul zilei privind noul candidat pentru funcția de premier, liderul PSRM Igor Dodon a plecat la Moscova însoțit de mai mulți membri ai familiei. Ieri v-am prezentat dovada scrisă care a asigurat prezența la bordul aeronavei Chișinău-Moscova de către ambasada Rusiei. Inițial, în adresarea oficială făcută de șeful interimar al secției consulare din cadrul ambasadei ruse către directorul Air Moldova, se cerea câte un loc la bord pentru Dodon și gardianul său, Sergiu Jucu. Potrivit surselor noastre, lista a fost extinsă astăzi. Dodon a mers la Moscova împreună cu soția, doi fii și familia fratelui mai mic, Alexandru Dodon. Echipa noastră de filmare nu a reușit să-i surprindă la aeroport. Cel mai probabil, ei au ajuns direct pe pista de decolare printr-o cale separată de acces. În reacția oferită ieri, liderul PSRM ne-a declarat că deplasarea are un scop personal. Iar acum aflăm de la Vitalie Călugăreanu detalii despre ediția de astăzi a emisiunii Cabinetul din Umbră. Bună seara, Vitalie!
Bună seara! Trei răsturnări de situație într-o singură zi. La asta am asistat astăzi. O să dezbatem pendelete ce s-a întâmplat astăzi. Avem și un format mai special astăzi. Dacă tot femeile au preluat conducerea instituțiilor în Republica Moldova, am zis, haideți să discutăm în această seară doar cu doamne. Doamne deputați, din diferite fracțiuni parlamentare, cine a vrut să dea curs invitației noastre? O să-i vedeți în această seară în studioul nostru. Cine nu, nu. Vă așteptăm după știri cu detalii. Vitalie, îți mulțumim. Continuăm jurnalul. Locuitorii satului Condrița Strășeni se tem că vor rămâne fără pădurea din preajma satului. Și asta după ce în ultima perioadă în rezervația naturală se taie tot mai mulți arbori. Oamenii spun că de vină ar fi cei de la agenția Mol-Silva, care ar încerca să se îmbogățească prin defrișările în masă. Pe de altă parte, reprezentanții agenției spun însă că pădurile au nevoie de defrișări periodice pentru tratament, dar și pentru reînnoire, iar lucrările sunt efectuate legal în baza autorizațiilor. Astăzi, la rezervația naturală Condrița, în unitatea managistică numărul 14, am găsit sute de arbori puși la pământ și gata pentru a fi transportați. Oamenii din localitate ne-au spus că majoritatea copacilor doborâți sunt stejar și goruni. Potrivit lor, anume aceste specii sunt cele mai scumpe pe piață. Strică pădurile, ce se face cu noi în Condrița? Uitați-vă să îngrește copaci sănătoși, la 100%. Și uitați-vă la ei să copac și cum le tăiesc. Nu-i bolnav, nu-i putrăgăios, nu-i iecă. Uitați-vă și material și materialul dintre noi. Și în mare parte stai copaci sănătoși. Dar uitați-vă, sunt mai mult sănătoși decât putrezi, uitați-vă. Și aici pădurea nu-i bolnavă, uitați-vă dumneavoastră, nu-i bolnavă. Dar e pur și simplu strică, cară și vând, de una 5 mașini noapte au ieșit, este oameni care, eu și văzut. Și duce la Horod, care este un sătișor, acolo și ulm, acolo au legătură cu Italia, cu care o taie scândru, clienții care o duc acolo și o vând cu un preț care le convine damul lor, cât vor ei. Ne disfințează pădurile, le strâng de tăiat. Gașca asta s-a pus de gând să ne destrângă nouă pădurile. Le strică. Da. Și de făcut nu fac nimic în loc. Nici nu fac. Oamenii sunt indignați și condamnă defrișările pe care le consideră ilegale. Dumneavoastră, cutiți ca să-i legau? Asta e distrugere, nu e legal, uitați-vă și ce face din pădurea asta. Taică mi-a lucrat pădurar 40 ceva de ani, așa ceva nu a fost. Doamne ferește, doamne ferește, ia uitați, așa este a fost pădurar și el a fost pădurar. Dumneavoastră, de ce se întâmplă? Asta e strașnic. De ce stai în masă așa pădurea? De ce? Vă spun de ce. Lumea e turmentată de bani și de bogăție. Vedeți, asta se duce la mobilă, noi tot știm ce să faci, nu spui gogoșele pe urechi. Nu saturi de bani și de bogăție, lăsați bogăția norodului. La scurt timp, la fața locului a venit șeful ocolului Silvic Scoren Vitalie Gogu, care a fost luat în furci de către localnici. Să mai dați să casă așa și să ai lumea cu topoar la voi. Adeați-mi pe acolo. Băi, Petre! Petre! Pentru așa că voi să distrugeți pădurile noastre. Să puneți voi buzunar, să vă luați mașinile, să vă faci castiele cu trei etaje și copiii copiilor voștri. Iar ești carpă, nu știți că ai păcătos crepici. Potrivit șefului de ocol, pe acea porțiune niciun copac nu a fost tăiat ilegal. Dimpotrivă, lucrările au fost coordonate cu Agenția Mediului în acest sens, fiind deliberată și autorizație. Defrișările au un singur scop, tratamentul și reînnoirea pădurii, a mai adăugat Gogu. Asta este o lucrare de schimb de generație, de regenerare, conservare. Și vrem noi, nu vrem, el are 140 de ani. El acum mai fructifică arborile respectiv. Și o parte din arbori, din speciile de amestec, în special, și inclusiv dacă sunt doi sau trei de stejar alături, unul se scoate, unul se lasă pentru a fructifica în anii următori. Cu toate că aici s-au făcut inventariere anul trecut, avem 28.000 de parchetoze, de puieți în primăvară. O să venim și o să vedem. Noi avem autorizațiile eliberate de întreprindere silvică. Bandiți, mai mari bandiți. Da. Avem de la ecologie scoordonate lucrările respective cu Ministerul Ecologiei. Oamenii nu au fost însă mulțumiți de explicațiile primite. Ei spun că puieții care au răsărit acum un an au puține șanse la viață. Am lucrat și noi. El a lucrat. Noi am lucrat și eu. Am lucrat și eu. Dar cu noi suntem proști. Am lucrat și eu un șampă doar de la mama dragă. Știu și eu cum se pune. Știu cum și se taie. Știu. Dar nu chiar așa. După ce stai copaci așa scoat la marge. Domnul Ioane, de-a vis să arăți ce păduri au crescut. Nu am o. Atunci ne arăți. După ce să faci stai ieri aș scos materialul. Lemnite. Atunci ne arăți procentovca cât păduri este. La rândul său, inginerul șef în silvicultură Sergiu Chihai a declarat că tăierea arborilor este obligatorie. În caz contrar, arborii pot pieri. Nimeni dintre cei care
au fost prezenți în pădure, nu ne poate spune, nu ne poate da o garanție când va fi ultima fructificare. La stejar. Nimeni din cei prezenți acolo. Dacă se găsește cineva în lume care spune că anul ăsta va fi ultima fructificare, faceți măsura. Dar nu este nimeni, pentru că este imprevizibil. Deci, odată arboretul ce corespunde la toți parametrii, vârstă, condiții, s-o instalație mințișul natural, deci noi mergem cu lucrările care sunt planificate. Aceste lucrări sunt anuale. Potrivit Biroului Național de Statistică, în Republica Moldova se taie câte 3 hectare de pădure la fiecare oră. Cruzime fără margini la Trușeni. Un bărbat a legat un câine de mașină și l-a târât până patrupedul a fost rănit până la sânge. Imaginile au fost surprinse de 2 tineri care se aflau în apropiere și au fost plasate pe rețelele sociale. Agresorul nu a explicat de ce a dat dovadă de o asemenea cruzime, spunând doar că îl duce de acasă. Poliția spune că s-a autosesizat și urmează să identifice bărbatul pentru a-l chema la audieri. Atenție, urmează imagini ce ar putea să vă afecteze emoțional. Ia că uitați-vă și fel de oameni sunt la noi. Bat joc de animale, uitați-vă când li s-au fost răi de asfalt. În urma imaginilor video apărute pe rețelele de socializare, unde un bărbat manifestă cruzime față de un animal, Inspectoratul de Poliție sectorului Botanica din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău s-a autosesizat cu privire la cazul dat. Polițiștii întreprind toate măsurile pentru a identifica bărbatul din imagini. Ulterior să fie audiat și să fie stabilite toate circumstanțele cazului. Și cei de la Protecția Animalelor în Moldova au venit cu o reacție pe pagina lor de Facebook, în care solicită tuturor celor care îl cunosc pe bărbatul din imagini să ajute poliția să-l găsească. Potrivit oamenilor legii, bărbatul riscă amendă de până la 1000 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității până la 60 de ore. Prânzuri calde în perioada rece a anului sunt servite persoanelor singuratice într-o localitate din nordul țării. А что не надо? Кушать надо. И еще хочу сказать, что хорошо, что помогают пенсионерам. Если больные не могут ходить, все. Вот, и надо помогать. Пенсии не очень такие большие. Aici își vor găsi locul de muncă și câteva persoane cu necesități speciale. Mai multe detalii aflați în scurt timp. Din cauza salariului mizer, care cu greu ajunge la 4.000 de lei, artiștii de balet ai Teatrului Național Maria Bieșu sunt nevoiți să-și caute de lucru în altă parte pentru a putea supraviețui. Deși este unica trupă din țară, guvernarea îi face să stea cu mâna întinsă. Majoritatea a ajuns la limita existenței. Vedeți în continuare mărturiile oamenilor din trupă cu care a discutat colegul nostru Adrian Prodan. Am ajuns la Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu în timpul repetițiilor. O bună parte a trupei era venită din tura de noapte, iar o altă parte urma să meargă la al doilea serviciu, de la livrare de kebab și flori până la producerea mezelurilor. Toți și-au găsit o a doua meserie. Eu mai lucrez la o companie de mezeluri în timp de noapte. De ce? Pentru că nu mi-a ajuns salariul din teatru. Ce salariu aici? Salariul e 1700. 3.700. Și ce ți ajunge? Numai pentru gazdă și gata. Atât. Acolo, la companie, ce salariu ai? De 2 ori mai mare. Și cum combini prelucrarea cărnii cu baletul? Eu din 24 de ore dorm numai 6 ore. Больше 10 лет стаж. De 10 ani, acris. Și ce salariu ai? Около 4.000. La ce ajunge 4.000 de lei? В основном только коммунальные услуги, счета, транспорт. То есть так вот. Потому что у меня еще 2 детей, и то есть уже на них не остается ничего. Ce faci? Cum te descurci? Приходится работать еще на второй работе. Я устроилась педагогом в школе искусств и дополнительно
приходится выживать как-то в этой стране. Мои дети меня практически не видят, но, по крайней мере, они хоть чем-то обеспечены. De exemplu, salariul meu este 3700 de lei. Și la ce ți ajunge? La nimic. Elementar să-mi achit chiria nu mi ajută, pentru că eu originar nu sunt de Chișinău, sunt nevoit să închiriez și elementar nu mi ajută să-mi achit chiria. Ce faci? Cum te descurci? Sunt nevoit să lucrez la mai multe joburi. Predau la gimnastele profesionale și cât de cât îmi pot permite să-mi achit chiria, serviciile comunale și mi ajută așa să trăiesc, să spunem. Ce salariu ar fi suficient pentru tine? La momentul dat, pentru că să luăm și în considerație finanțele Republicii Moldova, măcar un 6-7 mii, măcar, ar fi ok. Pentru că dacă mai plecăm și noi, cine rămâne? Întrucât sunt salarizați din bugetul de stat, s-au adresat în repetate rânduri guvernului, dar până acum așa și nu au fost auziți. Noi am vorbit din nenumărate ori și mă întristează faptul că absolut nimic nu se schimbă. Baletul este o artă de elită, noi trebuie zi la zi să avem antrenamente. Din cauza că s-au angajat la alte servicii, afectează un pic calitatea când au posibilitate în fiecare zi deja să vină. Asta e problema. Ce ține de balerini, elementar, o pereche de poante costă 150 de euro. Da, pentru un spectacol avem nevoie măcar două perechi de poante. Vestimentația... Deci, deci tot salariul. Da, exact. Guvernarea ne face ca niște cerșători. Am încercat să luăm o reacție de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, dar atât reprezentanții serviciului de presă, cât și ministra Lilia Pogolșa nu ne-au răspuns la telefon. În prezent, trupa de balet a Teatrului Național Marie Bieșu are aproximativ 40 de artiști și activează cu un deficit de 30 de persoane. În pofida crizei salariale, Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu are în calitate de angajați mai mulți artiști de peste hotare. Veniți din România și Ucraina, aceștia au cucerit scena de la Chișinău, iar trupa a devenit pentru ei a doua casă. De ce au ales Republica Moldova, vă spun chiar ei în reportajul ce urmează. Mă numesc Damaschin Andrei Constantin, am 22 de ani și sunt artist de balet al Teatrului Național de Operă și Balet Chișinău. Andrei Constantin activează la Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu de mai bine de un an și jumătate. A venit din România. A activat o perioadă la Iași, la Cluj, după care a ales Chișinăul. E bine, a rămas uimit și de colectiv, de maestri de balet, de condițiile care sunt aici în legătură cu sălile mari, oglinzi mari. Mereu am căutat un loc din ce în ce mai bun pentru mine, pentru a progresa și pentru a evolua. Iar am ajuns la răspunsul că Chișinăul ar fi o alegere foarte bună în viitorul meu și în cariera mea. La Chișinău mi s-a dat oportunitatea, în primul rând, de a greși. Mi s-a dat, în primul rând, încredere. Am avut șansa să dansez niște roluri destul de mari pentru mine la vârsta asta, iar maestrii au tras de mine, au lucrat cu mine, mi-au dat încredere mereu. Iar eu asta am simțit-o. A fost un pas în plus pentru mine. Are un salariu de 3.500 de lei. Se descurcă greu. Uneori îl mai ajută părinții, dar încearcă și singur să găsească soluții. Se mai întâmplă de oricând chiar nu am bani să mai vină oportunitate de a face bani. Ori cu baletul mai fac un ban, ori mai nou, să știți că în Chișinău chiar am lucrat și ca santehnic. Și am făcut bani ca și santehnic. Serios, așa a fost o oportunitate care am făcut bani. Și m-a ajutat atunci, a fost o perioadă grea în care chiar m-a ajutat mult. Pe Chișinău aș vrea să fac treapta asta spre Rusia, unde este mama baletului. Și acolo aș vrea să mă ridic și mai sus. Din Iași este venit și Vlad Mărculescu. Iubesc Moldova. Și acum, în primul rând, pe lângă că iubesc Moldova, e foarte greu să pleci în străinătate pentru că granițele sunt închise, iar pandemia aceasta ne afectează, vrem sau nu vrem, ne afectează pe toți, și pe balerini, și pe artiști, și pe actori, și pe toți cei care suntem în acest mediu. Iubești și salariul pe care ți-l oferă teatrul de aici? Nu, ați de seama, aveam un salariu foarte mare la Iași și eu sunt foarte respectat. Și de colegi și de maestri, un lucru care în Iași nu prea am avut parte. Pe scena Teatrului de Operă și Balet dansează și un cuplu venit din Ucraina. El moldovean, ea ucraineancă. Ani buni au activat la Kiev, iar acum sunt la Chișinău. Мне здесь понравилось, скажу честно, очень приятный город и, в принципе, трупа здесь, ну, как хочется помогать, как бы мы приехали вот пока здесь. Конечно, в Киеве мы получаем, хватает как бы на все. И здесь, конечно, вот из-за того, что, наверное, мало получается,
встречаем. Вот артисты у нас, например, молодые, не особо хотят работать. Ну, конечно, там было лучше, да, то есть как бы стиль жизни вообще намного лучше, чем здесь. Вот. Не знаю почему, страна больше, может быть, люди как-то относятся к балету совсем по-разному. То есть как бы там они относятся вот как-то вот положительно, они приходят, они смотрят, им интересно. Аплодисменты другие, артисты танцуют на сцене, ему приятно это все слышать. Вот. Сюда же мы приехали, конечно, сразу же бросилась в глаза зарплата, да, которая очень маленькая. Я не знаю, это, я не знаю, как человек должен жить на такую сумму, да. Но я вам скажу так, у нас есть родственники, которые за границей находятся, работают там и, соответственно, помогают. То есть как бы нам присылают денежку, мы выживаем. La trupa de balet a Teatrului Național Maria Bieșu activează în prezent 6 artiști veniți de peste hotare. Cât costă, de fapt, geanta Prada cu care s-a afișat în Parlament deputatul partidului Șor, Violeta Ivanov? Am încercat să aflăm chiar de la ea, însă Ivanov a refuzat să ne răspundă. Pe site-ul producătorului, prețul depășește 2000 de dolari. Da, dacă nu este secret, cât ți-ați dat pe geanta de la Prada? O poză publicată în arhiva Parlamentului o surprinde pe Violeta Ivanov purtând o geantă pentru dame model Safiano Lever de la Prada. Pe site-ul oficial al producătorului, un astfel de model ajunge să fie vândut și cu peste 2700 de dolari, echivalentul la peste 47.000 de lei. În Republica Moldova, salariul mediu pe economie pentru anul 2021 este de 8716 lei. Deputații primesc lunar salarii de circa 14.000 de lei. Câțiva ani în urmă și fiica Violeta Ivanova a intrat în vizorul presei după ce a afișat pe site-urile de socializare mai multe accesorii scumpe. Între acestea se numără ochelari de soare marca Dior, al căror preț depășea atunci 300 de lire sterline, geantă de la Michael Kors de 300 de lire, farduri Dior de circa 40 de lire. Da, dacă nu este secret, cât ți-ați dat pe geanta de la Prada? În satele din Republica Moldova sunt puține locuri de muncă. În mare parte, oamenii se orientează spre orașe, pentru că aici salariile sunt mai mari. În comuna Ciola cu Nou din Raunul Fălești, în care majoritatea localnicilor sunt persoane în etate, recent s-a deschis o întreprindere socială care pregătește prânzuri calde pentru bătrânii din localitate. Pentru unii dintre ei, aceasta este singura masă din zi. În cadrul cantinei sociale vor activa și câteva persoane cu nevoi speciale. Acest lucru se va întâmpla după ce vor fi extinse serviciile prestate de întreprindere. De 2 săptămâni, noul loc de muncă al Aureliei Corețcaia implică o dublă responsabilitate. Să pregătească prânzul pentru persoanele singuratice din localitate și să le aducă speranța bătrânilor, ai căror copii sunt plecați peste hotare, iar aceștia au rămas ai nimănui, bolnavi și neajutorați. Un lucru foarte binevenit în localitatea noastră, că atâtea persoane s-au acoperit cu îngrijire, cu hrănire care așteaptă în toată ziua. Și noi, maturii, tot avem câteva persoane care sunt aranjate la muncă. Ca să nu plecem în altă parte, stăm în sat la noi. În oraș pleacă, vin rutierul și eu persoane și duc lucrează. Dar aici, în sat, practic, nu-i de lucru. Tot s-a deformat, tot s-a distrus și lumea e plecat, care și încotro. Maria Todorovici este pensionară. Pe lângă venitul suplimentar pe care îl primește activând în calitatea de bucătar, la sfârșitul zilei de muncă, cea mai mare împlinire o are când știe că este de folos comunității, spune femeia. De volne. Tiem că noi prinosim polsul pojilim ludem, pristărelim, invalidem. Mă ochi rade vidiți людей, care приходят с чувством благодарности за наш труд, за эту услугу, которую мы оказываем им. И, конечно, и жители села очень тоже благодарны. Благодарны Европе за такую помощь нам, которые помогли нам оборудовать такую хорошую кухню, очень хорошие условия для работы. Aici l-am întâlnit și pe acest bărbat, care era în așteptarea unui prânz cald. Locuiește împreună cu fiul lui, dar pensia mică nu-i ajunge decât pentru a-și acoperi strictul necesar, medicamente și facturi. Prânzul primit aici este deseori singura mâncare caldă din zi, spune bărbatul. Женщины работают, приготовляют хорошо, вкусно, очень, все, все хорошо. И благодарны, и я, и все благодарны, и вкусно. А что не нравится? Кушать надо. И еще хочу сказать, что
хорошо, что помогают пенсионерам, если больные не могут ходить, и все. Вот, и надо помогать. Пенсии не очень такие большие. Cu ceva timp în urmă, acest proiect părea irealizabil, însă îndeplinirea lui înseamnă asigurarea 45 de bătrâni în comuna Ciolacul Nou cu prânzuri calde pentru o perioadă de 4 luni. Toate 45 de persoane sunt diservite la domiciliu. Avem genți, termogenți, pentru a le distribui hrana dată în satele vecine. În satul Ciolacul Nou vine lucrător social și care nu se pot deplasa, șoferul nostru tot le duce acasă la persoanele date. Sunt alte persoane care spun că eu mănânc zama ce e borșul cealaltă de mează, dar seara, pe seară lăs felul 2. Pentru noi întotdeauna e preparat felul 1 cu carne, felul 2 permanent cu prăjoale, cu cărnăciori, cu... În fiecare zi schimbat meniul și socot că meniul fetele prepară mâncarea ca acasă. Întreprinderea are 4 angajați. Planurile însă sunt mari. Aici își vor găsi locul de muncă și câteva persoane cu necesități speciale, respectiv și serviciile vor fi diversificate. Pe parcurs, azi facem producții de pastărie care să fie realizate în magazine de comerț și deservim 2 școli în teritoriu, tot pentru copii să fie binevenit, că fiecare zi să fie producție proaspătă și de calitate. Întreprinderea este dezvoltată în cadrul unui proiect implementat de Asociația Obștească Caroma Nord Moldova, din resursele Uniunii Europene și Fundației Soros Moldova. Potrivit ultimului recensământ în comuna Ciolacul Nou din raionul Fălești, locuiesc aproximativ 3.000 de oameni. Alți 18 oameni infectați cu COVID-19 au murit în ultimele 24 de ore în Republica Moldova. Victimele aveau vârstele cuprinse între 54 și 84 de ani și sufereau și de alte boli. În același timp, 993 de cazuri noi de infectare cu noul tip de coronavirus au fost confirmate astăzi, după efectuarea 3.342 de teste. Printre infectați se numără și 50 de lucrători medicali. Bilanțul cazurilor de COVID-19 în țara noastră a ajuns la 167.546. Am subestimat dificultatea legată de producția vaccinurilor. Într-un fel, știința a surclasat industria. Este declarația făcută miercuri de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentului de la Bruxelles. Oficialul european a recunoscut greșeli în strategia de vaccinare a Uniunii, dar a apărat principiile de bază ale acesteia. Pe de altă parte, Elton John și Michael Caine sunt personajele unui clip savuros prin care guvernul britanic încurajează vaccinarea. Dennoch ist es eine Tatsache, dass wir heute beim Kampf gegen das Virus noch nicht da sind, wo wir sein wollen. Wir waren spät dran bei der Zulassung. Wir waren zu optimistisch bei der Massenproduktion. Und vielleicht waren wir uns auch zu sicher, dass das Bestellte tatsächlich pünktlich geliefert wird. Cu toate acestea, la dezbaterea din Parlamentul European privind strategia de vaccinare, șefa Comisiei a insistat că întârzierea de o lună în procesul de autorizare a fost esențială pentru a insufla încredere publică. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was es bedeutet hätte, wenn einige wenige große Mitgliedstaaten sich Impfstoff gesichert hätten und der Rest leer ausgegangen wäre. Was das für unseren Binnenmarkt bedeutet hätte und für die Einheit Europas. Es wäre wirtschaftlicher Unsinn und es wäre das Ende unserer Gemeinschaft. Ursula von der Leyen a precizat că au fost livrate până acum 26 de milioane de doze de vaccin și că până la sfârșitul verii ar trebui ca 70% din populația adultă a UE să fie imunizate. Pe de altă parte, guvernul britanic a apelat la staruri de prim rang pentru a încuraja pe oameni să se vaccineze. Un clip a fost conceput drept o audiție pentru promovarea sistemului național de sănătate. The more people in society that get vaccinated, the more chance there is of eradicating the national COVID pandemic. It's really important to know that the vaccines have all been through and met the necessary safety and quality standards. Oh, what was that, Elton? That was me acting. Okay, let's cut there. Ambele vedete au fost vaccinate împotriva noului coronavirus. Hello, my name is Michael Caine. I've just had a vaccine for COVID. It didn't hurt. Not many people know that.
Austria are o problemă majoră cu varianta sud-africană a virusului. Cazuri de infectare cu tulpina din Africa de Sud există în toată Austria, dar o situație specială este în orașul Tirol, unde există 400 de cazuri suspecte și 120 dintre ele sunt încă active. Guvernul austriac a restricționat drastic deplasările. Wir haben uns daher in der Bundesregierung entschieden, die Mobilität aus und nach Tirol einzuschränken. Von Reisen aus und nach Tirol wird derzeit abgeraten. De asemenea, premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anunțat astăzi instituirea unui lockdown deplin în Atena, după încă 1526 de cazuri noi, mai mult decât dublu față de ieri. Și sistemul medical din Portugalia rămâne sub o presiune uriașă din cauza pandemiei. În țara iberică tocmai au ajuns 26 de medici militari germani, care îi vor ajuta pe colegii portughezi. Paza de costă americană a salvat trei cubanezi care se aflau de 33 de zile pe o insulă izolată din arhipelagul Bahamas. În timpul patrulării de rutină, echipajele pazei de costă au sărit grupul care agita steaguri improvizate. Aeronava nu a putut ateriza, dar a coborât provizii și un aparat de emisie recepție, iar a doua zi cei trei au fost salvați. Supraviețuitorii au povestit că barca lor s-a răsturnat din cauza apelor agitate în urmă cu 5 săptămâni, iar ei au înotat până la insulă. Ca să supraviețuiască, cei doi bărbați și o femeie au mâncat nuci de cocos în toată perioada petrecută pe insulă. Aceștia nu aveau răni grave, însă au fost transportați la un spital pentru verificări. Domnilor și domnilor, acesta a fost principalul jurnal al zilei. Urmează rubricile Sport și Meteo și emisiunea Cabinetul din Umbră cu Vitalie Călugăranu. Nu uitați, dacă ați o smartări un eveniment care poate deveni o știre, sunați-ne la 0285900 sau scrieți-ne la adresa de e-mail contact@jurnaltv.md. Ne revedem la jurnalul de noapte. Numai bine!